bună și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Se știe că depunerile de grăsimi pe vasele de sânge pot fi foarte periculoase. În timp pot duce la accident vascular cerebral, infarct și chiar deces. Însă ce se întâmplă când acest fenomen are loc la nivelul arterelor carotide? Ne explică astăzi ce e de făcut medicul Ionuț Munteanu, medic primar chirurgie vasculară în cadrul Spitalului Clinic Sanador. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Spuneți-ne în primul rând cât de importante sunt arterele carotide în corp, ce rol au ele? Arterele carotide sunt vitale, ele vascularizează creierul. Sunt patru vase principale care ajung la baza creierului, două artere carotide, câte una de fiecare parte, carotide, și două artere vertebrale. Arterele vertebrale sunt foarte greu de abordat terapeutic, de aceea atunci când apar probleme, noi vizăm în primul rând arterele carotide. Acestea au o bifurcație, carotidele interne ajung, așa cum spuneam, la baza creierului. Aici se formează un poligon, poligonul Willis, care este special creat astfel încât unul din vase, dacă se va înfunda, celelalte să preia aportul de sânge către creier, către organul vital. De aceea, după arterele coronare, care vascularizează inima, arterele carotide sunt cele mai importante vase arteriale din organism. Care sunt cauzele depunerii plăcilor de ateron pe aceste artere? Sunt altele decât cele clasice cunoscute? Nu, sunt ateromatoza reprezintă în principal depunerea colesterolului și altor grăsimi pe peretele intern al vaselor de sânge, al vaselor arteriale. Și așa cum spuneam, arterele carotide se bifurcă, iar la nivelul bifurcației, este o chestie de simplă fizică, particulele de grăsime din sânge se depun exact pe această bifurcație, astupând în timp artera carotidă internă, deci trecerea sângelui spre creier. O altă întrebare este legată de semnele pe care le dau aceste depuneri. Există semne incipiente sau abia când vasele sunt astupate, pacientul are simptome? Din păcate, semne incipiente nu există, pentru că foarte puțin examinează arterele carotide la vârste sub 40 de ani și procesul ateromatos începe mult mai devreme. Dar atunci când un pacient are alte probleme, de exemplu probleme cardiace sau probleme la mers, o boală arterială periferică, obligatoriu examinez și arterele carotide. Însă de cele mai multe ori ele sunt examinate consecința unui accident vascular, adică de unde rezultă pericolul acestor plăci de aterom la nivel carotidian. Dar colesterolul crescut, trigliceridele crescute vă pot orienta și către o examinare a acestor pacienți? În mod normal, da. În mod normal, da. Un pacient care își face analizele anual sau, știu eu, cu o frecvență mai mică și descoperă un colesterol crescut, de regulă mult crescut, peste valoarea de 200, practic are obligația să-și facă o investigație completă și în această categorie intră și arterele carotide, care se pot examina atât clinic, dar mai ales paraclinic. Care sunt alți factori de risc pentru ateromatoză? Există o predispoziție genetică și aici. Sunt foarte mulți pacienți care au din naștere un metabolism alterat al lipidelor, dar în timpul vieții obiceiurile nocive la care apelăm și în primul rând fumatul, desigur, au un rol extrem de important. În ultimii 20-30 de ani și sedentarismul este un factor major. Dar în primul și în primul rând fumatul, pentru că nicotina favorizează depunerea colesterolului pe pereții vaselor. Care este protocolul de tratament în cazul ateromatozei carotidiene? Așa cum spuneam, ateromatoza carotidiană poate provoca accidentul vascular cerebral. Este o problemă severă de patologie. Se estima că la nivelul populației europene de 700 de milioane de locuitori au loc anual cam 1,5 milioane accidente vasculare, dintre care 1 milion pot fi soldate cu deces. Din totalul accidentelor vasculare cerebrale, ale infarctelor cerebrale, cam un sfert s-ar datora unor embolii produse de o placă de aterom de la nivel carotidian. Care este mecanismul? Se depune o placă de aterom. De cele mai multe ori, paradoxal, ea nu este foarte mare, adică îngustează lumenul arteriei cu până la 40%, 50%, deci 60% există lumen permeabil, dar acolo se formează un chiag care poate pleca spre creier și produce accidentul vascular cerebral.
În momentul în care descoperim acest lucru, calea cea mai ușoară de evaluare este ecografia. Da? Deci ecografia carotidiană pune în evidență placa de aterom, stabilește natura plăcii de aterom, pentru că o placă de aterom, așa zis, moale, are mare potențial de embolizare și trebuie tratată ca atare și, foarte important, stabilește gradul de stenoză, gradul de îngustare al arteriei carotide interne. În funcție de asta se stabilește protocolul terapeutic. În ce constă acesta? Ghidurile europene propun către chirurgie orice stenoză mai mare de 60%, chiar la pacienți asimptomatici, deci pacienți care nu au avut niciodată accident vascular cerebral sau pacienți care nu suferă de vertij, tulburări de memorie, în fine. Și, de asemenea, se adresează chirurgiei orice stenoză carotidiană peste 50% dacă pacientul respectiv a avut în ultimele 3 luni un eveniment major, un accident vascular cerebral. Este cea mai adoptată metodă, este metoda clasică, adică operația care se numește endarterectomie carotidiană, practic cu anestezie generală sau, am practicat în acest spital, și anestezia loco-regională, deci doar o amorțire a zonei afectate, se scoate placa de aterom din artera carotidă. Procedeul în sine de operație nu este dificil, dar zona este extrem de periculoasă pentru că în vecinătatea arterei carotide există vena jugulară, există nervul vag, nervul frenic, nervul hipoglos, sunt formațiuni vasculonervoase vitale și care, lezate în timpul intervenției, pot provoca neplăceri mari. Ce recomandați pacienților care au suferit deja un accident vascular cerebral pentru a preveni un al doilea episod neplăcut? Medicația la ora actuală este destul de bine stabilită, adică orice pacient care a avut un accident vascular cerebral beneficiază de tratamentul antiagregant, adică este vorba de formele de acid acetil salicilic sau clopidogrel care se utilizează în asociere sau separat, pe termen lung. De asemenea, datorită etiologiei prin placă de colesterol, tratamentul cu statine, adică un grup de medicamente care stabilizează placa de aterom, adică, așa cum am spus, din placă moale devine o placă stabilă, care are risc de embolizare mai mic, deci tratamentul cu statine a ajuns la ora actuală în doze foarte mari, adică se estimează că o doză de 80 de miligrame de statină este uzuală la pacienții cu ateromatoză carotidiană. Asta în cazul în care, așa cum am spus, leziunile îngustează lumenul sub pragul de 40%, stenoze de 40%. La acești pacienți, tratamentul medical este cert și urmează investigații măcar la 6 luni, o ecografie Doppler, ca să vedem dacă nu cumva a crescut gradul de stenoză. Bineînțeles, în acea examinare sunt vizate toate ambele artere carotide. Și acum o ultimă întrebare. Ce stil de viață recomandați pentru a evita pe cât posibil depunerile de grăsime pe vasele de sânge, care oricum intervin și odată cu vârsta și pe fondul genetic menționat de dumneavoastră? În primul rând, nu trebuie să fumăm. Adică formele pe care le prezentăm pacienților la externare, interzis fumatul, par a nu da roade. Noi explicăm pacientului că nu are voie să fumeze cineva lângă, nu că trebuie să rărească sau fumatul se oprește de ier, dacă se poate spune așa. Desigur, alimentația. Nu era atâta prevalența bolii carotidiene acum 30 de ani. Alimentația s-a diversificat în sens negativ și are o mare, mare influență aportul de grăsime alimentare, acei acizi grași saturați care sunt cei mai nocivi. Stilul de viață sănătos presupune sport, mișcare și, bineînțeles, prezența la medic.